Un pensionar în vârstă de 65 de ani a șocat întreaga țară după ce a fost reclamat că și-a răpit propria nepoată și a cerut peste 70.000 de dolari drept răscumpărare pentru a-și plăti datoriile la jocurile de noroc. Bunicul dependent de jocuri de noroc și-a răpit nepoata în vârstă de 4 ani și a spus propriei fiice să-i plătească 72.500 de dolari dacă voia să-și mai vadă copilul vreodată. Povestea bizară a început atunci când bărbatul a mers să-și ia nepoata de la școală, doar că în loc să o ducă acasă la părinții ei, bunicul a sunat-o pe mama fetei, fiica lui, și a spus că trebuie să plătească 72.500 de dolari dacă vrea să-și mai vadă copilul. La un moment dat, pensionarul chiar a amenințat că își va ucide nepoata dacă nu primește răscumpărarea în 3 zile. Șocată de situația în care s-a trezit, femeia n-a stat deloc pe gânduri și a sunat la poliție, iar bunicul a fost arestat. Aflat în arest, bărbatul a încercat să-și învinovățească fiica pentru toată situația, spunând că ea nu-i dorește binele și că vrea să-l vadă mort. Am 65 de ani și fiica mea mă dă în judecată. Ea nu îmi dorește binele, vrea să mă vadă mort. Asta ar fi spus bărbatul. Bărbatul a mai spus că ce s-a întâmplat este o dispută în familie, nu o chestiune legală, și a spus despre fiica lui că este nerecunoscătoare. Convins că este doar o victimă în închisoare, bărbatul a intrat în greva foamei, dar a întrerupt-o în scurt timp după ce a fost convins de soția lui că a greșit, relatează Digi24.ro.